Bun găsit, astăzi vă voi prezenta demontarea laptopului Asus X543MA cu procesorul Intel Celeron N4000 de 2,6 GHz, memorie internă 500 de GB HDD, 4 GB de RAM. Desfacem căsătura de pe placa de bază. Thank you.
spoilerul. La cade Wallace. Și acum următorii. Iar aici este memoria. HDD, de 500 de giga. Pentru viteză mai optimă, optimul ar fi indicat să schimbați un SSD. Funcționează mult mai repede laptopul și se încarcă. Pornirea este și mai rapidă.